Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din Lumea Plantelor. Merg mai departe cu seria lucrărilor de iarnă la proiectele mele de bonsai și astăzi voi lucra pe acest carpen. Am început acest proiect de bonsai în luna martie 2018 cu o tăiere inițială de formare direct în câmp, apoi a venit momentul recoltării și replantării în ghiveci în decembrie 2018 și multe alte lucrări de-a lungul timpului pentru ca astăzi să am această formă. Dar dacă doriți să vedeți toată povestea, vă las un link în descriere. Au trecut așadar 2 ani de când carpenul meu crește în acest ghiveci și consider că a venit timpul pentru o replantare. Dacă la partea aeriană am intervenit de mai multe ori prin tăieri de tot felul și coronamentul copacului a căpătat o formă cât de cât agreabilă, la rădăcini nu am lucrat deloc de la recoltare și până acum. Totuși, profit de ocazie și voi lucra puțin și la coroană. Mai întâi voi îndepărta frunzele moarte pentru a putea vedea mai bine ramurile și apoi voi face mici ajustări acolo unde este necesar. După asta voi trece la replantare. Bun, să încep lucrul. Îndepărtarea frunzelor moarte e o lucrare destul de migăloasă, care îmi va lua destul de mult timp, așa că o să trec mai departe. Mai am câteva frunze și tot tăind aceste frunze moarte, mi-am dat seama că am trezit un păianjen care trăia aici între crengile carpenului meu și acum fuge disperat în toate direcțiile pentru că l-am deranjat. N-am ce-i face, îmi pare rău că i-am deranjat somnul de iarnă, dar eu trebuie să-mi fac lucrarea la copăcelul meu. A trebuit să-l iau, să-l mut undeva. Să vedem dacă pot. Acum, după ce am îndepărtat frunzele moarte, pot vedea mult mai bine structura coronamentului pentru a face corecturile necesare. Păianjenul despre care vă povesteam că s-a plimbat disperat de pe o crenguță pe alta, l-am aruncat afară odată cu frunzele moarte culese de pe crengile carpenului. Bun, acum fac un pas în spate pentru a privi și a analiza coronamentul carpenului, să văd ce este de tăiat ca să corectez forma coronamentului. Prea multe nu am de făcut. Aici colea sunt ramuri un pic cam lungi sau crenguțe care pornesc din același loc. De exemplu, am aici două crenguțe care se încrucișează și voi tăia. Asta e prea lungă, o scurtez. Și aici am crenguță prea lungă. De asemenea, aici am o crenguță prea lungă, scurtez și aici, și tot așa mai departe. Am aici o curbă care aproape că face unghi drept. De fapt, aici a fost o tăietură și s-a vindecat tăietura, a crescut un nou vârf, dar a rămas un colț și vreau să corectez
curbura asta și intervin cu cleștere concav ca să iau colțul ăsta de aici. Bun, cred că e mult mai bine așa. Bun, am terminat de lucru la partea aeriană. Acum trec la replantare. Și mai întâi scot copacul din ghiveci. Sunt curios cum au crescut rădăcinile în acești 2 ani de când crește în acest ghiveci. Mai întâi încerc să recuperez mușchiul de pământ de la suprafață. Poate îmi va fi de folos. Și acum încep să greblez ușor pământul să scot la iveală rădăcinile. O să dureze un pic cam mult, așa că o să dau pe repede înainte. Bun, am terminat de curățat pământul de pe rădăcini. Sunt bucuros să văd că s-au dezvoltat foarte bine rădăcinile, am o rețea destul de bogată de rădăcini și acum următorul pas va trebui să intervin destul de drastic în rădăcini, va trebui să tai destul de dur rădăcinile, pentru că aici am tăietura inițială de unde s-au dezvoltat în toate direcțiile foarte multe rădăcini, dar ghiveciul în care urmează să replantez copăcelul este mult mai plat și mă tem că nu va încăpea și atunci va trebui să tai de undeva de aici rădăcina pivotantă și să lasă să dezvolte rădăcinile radiale. Bun, să încerc să văd dacă pot cu o foarfecă. Să văd dacă pot să tai rădăcina de aici. E foarte groasă rădăcina pivotantă și nu știu dacă voi putea. Nu cred că pot. A trebuit să mă folosesc de ferăstrău. Bun. Am reușit. Asta se aruncă. Și acum voi toaleta ce-a mai rămas. Consider că sunt suficient de multe rădăcini pentru ca arborele meu să nu aibă prea mult de suferit și să se refacă rapid după intervenția asta. Bun, mai am aici 2 rădăcini foarte înalte, le voi tăia. Curăț ciotul cu cleștele concav. Ok, acum arată mult mai bine. Și ajustez, nu insist prea mult. Ajustez rădăcinile care sunt prea lungi. Consider că e suficient atât. Le mai aranjez când pun cartenul în ghiveci. Ok, trec la replantare. Pentru replantare voi folosi tot un ghiveci de plastic, dar mult mai plat, așa cum vă spuneam. Și încep să pun primul strat de sol. Cred că e suficient.
acum să încerc să găsesc o poziție cât mai bună pentru copăcelul meu și pentru că el e înclinat spre dreapta, va trebui să-l poziționez cumva asimetric față de centrul vasului, adică îl duc mai spre stânga. Cam asta ar trebui să fie poziția în ghiveci. Bun, și continui să adaug sol. Așez solul printre rădăcini, să intre între rădăcini bine, să nu rămână spații goale. Și apoi mai lucrez puțin la poziția copăcelului. Tinde să cadă spre dreapta, pentru că e înclinat, dar voi găsi o modalitate să-l stabilizez. Tasez bine, bine de tot solul. Verific poziția. Cred că asta e poziția corectă. Stă bine în ghiveci și mai completez cu sol. Am terminat replantarea și acum ud bine, bine de tot pentru ca pământul să fie ud în toată masa. Acum că am terminat și cu udarea, fac o rotire ca să vedem mai bine din toate direcțiile lucrarea, rezultatul lucrării mele de astăzi. Asta este proiectul meu de bonsai Carpinus betulus. Atât pentru astăzi, v-am arătat replantarea carpenului. Rămâneți în zonă pentru a vedea și alte filme personale. Vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să vizionați filmul meu până la sfârșit. Toate cele bune, pe curând!